Gata, prieteni, am ajuns la Olga aici. Îi dăm murătorii. Da. Îi dăm murătorii. Ia mă sacul. Ia sacul lui Olga, ha? Ăsta e. Păi nu știu, ăsta i-a zis că știi. Să nu dăm noi altceva. Păi da, ia vezi care e, ale ei sau care? Să mă uit. Băi, totorine, mă. Păi cred că le-am încurcat. Păi cum le, mai le-ai încurcat? Ce facem după aia dacă le-am încurcat? Hai. Da, mă, ăsta e, hai. Sigur ăla e. Bă, mai uite de o dată. Ăsta e. Mai uite de o dată în el. Ăsta e, da. Ha? Ăsta e. Ăla e. Da. Hai, ia și plața verde aia. Ia, așa. Hai. Închide portbagajul acum. Ia, ține aici să mă filmezi și pe mine. Da. Ia uite aici, Torine. Bă, dar ăștia primă. Ăștia are destule, ia uitați, prieteni câte sunt. Mă, ăsta? Dar nu ridica tu. Nu ridica, sacul. Ăsta e ăla. Ia vină mă aici, uite. Băi, nu fi ăsta. Ăsta e, mă, nașule, uite, tot aici. Unde, ce e aici? Ăsta e. Ia pune, ia pune. Hai că ăla e. Făină, ce e? Găina aia mare. Făină. Aia e făina de grâu, s-a vărsat, am băgat-o din greșeală. Păi ce ai băgat acolo din greșeală? Ia ține să o iau de acolo. Păi ce ai făcut, mă? Mă, omule, mă. Nu știu cum am băgat. Nu e făina de grâu, făina de porumb. De porumb asta. Aia s-a desfăcut, că trebuia să o bag aici și... N-are nimic. N-are nimic, e făină. Am înțeles. Unde e Olga și Bogdan? Na, ține, lasă că vine, de acolo trebuie să vină. Da, dar e faza e că eu nu pot să mai ridic. Am ridicat destul, deci pe bune, prieteni, numai scările alea de la etajul 6 până la două lifturi. Care scările alea, că ai venit cu liftul? Păi da, dar e greu să ajungi la lift, să cobori jos scările alea de la etajul 1. Da, la română. Sună patroana. Lasă pe patroana dacă sună acolo. Da, prieteni, deci am venit. Ne terorizează patroana. Vedeți, prieteni, este ora 10. Am oprit prieteni să-i aducem și lui Olga merinde din ăștia de alegurii, da, ca să aibă și ea să mănâncă. Are ei, sunt în congelator. Și da. Am adus și ei ce ne-a mai rămas acolo niște. Am ce-am putut și noi. E nu? E, trebuie să-i dăm și lui Olga să mănânce, prieteni. Că nu are bani nici ea și nu are ce să mănânce. La noi, oricum, la mine erau ce făceam, le duceam acasă la patroana? Deci le duceam la patroana? Oricum, cred că a făcut bine că i-am dat și lui Olga. Pe bun. Păi normal. Ha? Ia uite, vine. Vine cu merindele. Ia uitați cum vine Olga. Vedeți, prieteni. Ai vin o să-ți iei merindele. Ia uite ce ți-am adus. E mus, dar noi mergem la străi cu toți. Cum să mă mura, oi? Dar ce faci? Hai Bogdan, ia și tu sacul ăsta. Ne-a adus și murătorii. Ți-am adus sacul ăsta, e plin cu carne. Păi nu i-am adus murătorii pentru tine. Păi Dan, n-ave cine să le mănâncă. Da, ne să mulțumim. Le mâncam eu alea. Copil cu mintea ai fost. Hai, duceți-ne. Cea mai copil cu mintea lui patroana ai fost. Cum ne-ai adus nouă? De ce ne-ai adus nouă? Nu duci lui patroana. Păi ce-ți fac cu patroana? Păi sunt tare, pe șoc. Patroana n-are ce să facă cu ele. Am văzut eu în filmare aia, că ai luat rânza mai mare și mi-ai dat pe mică. Așa făceai și cu banii, cu galbeni. Luai tu galbeni mai mulți și eu mai puțin. De ce? Păi tu erai mai mic. N-ai făcut legal. Mai mult și nu am mai mult. Hai de sus, hai de sus, că făcui ciorbă. Făcui ciorbă. Păi și nu iei astea, ia-le. Făcui ciorbă, hai. Ia-le, Bogdane. Cum nu urcați sus? Nu mai urca sus. Păi hai să urcăm sus, că făcui ciorbă. Nu, nu mai urcăm sus. De ce? Nu mai urcăm sus, prieteni. Hai să mănânci. Pentru că ne grăbim, că e ceasul, cât e mă ceasul, că eu nici nu văd. Făcui ciorbă, hai să mănânci. Hai cu lesa sucrăs, de la Cluj. Băi, dau plec. Ah, da. Hai sus, hai să mănânci. Ia, spune-mi și tu ceva de mersul mondial. Că ai văzut ce, care-i treaba? E, sor, vezi că mâine vin să-ți iau nevasta, să-i o dau lui Leo, că merită pentru Leo. Aoleu, păi eu am nevastă. Care-i nevastă? O luăm pe asta, o luăm de la nu. Nu, Nelson, lui pe a ta și te-am provocat la luptă.
De ce faci pe șmecher, îmi faci pe nebunul? Nu, nu știu ce. Vreau să audă toată țara, toată România, că l-am provocat în cușca de Eric Sef pe Nelson Mondialu. Băi, Nelson, să vezi ce bitea sunt. Hai sus, să hai nu sus. Te mai dai șmecher tu. Hai, mergi sus. Serios, uite susținătorii mei, Bogdan. Frate. Uite susținătoarea mea, Olga. Pregătește-te de luptă. A început lupta. Cu Leo de la Stehaia și cu Olga originala. Pe bune, Nelson. Și cu Bogdan originalul. Și cu Nelson Mondialu. Da. Nelson Mondialu. Numai pe Mondialu bune că râdem. Ești șmecher, acceptă provocarea. Acceptă provocarea să ne luptăm în cușca Eric Sef. Și eu sunt arbitru. Pe bune. Cu Bogdan. Nu, o să ne angajăm antrenorii, o să ne angajăm astea. Nu fă ca la Chiol, că crezi că ești cum erai tu acum 10 ani. La Chiol erai pește, erai pește hamsi și nu rechin. Luptă-te cu mine dacă ești șmecher. Păi da, dacă ești șmecher, luptă-te. Hai dacă nu plăcă, hai să făcui mâncare. Ce Olga? Hai sus. Unde e sus? La apartament, de Bogdan, de către. Ia Bogdane, tu să acosta negru. Auzi, da. Olga, dar dă-i și lui Nelson șunca. Lasă că iau eu. Las că Nelson. Da. Hai să-i o trimite pe curier. Să vii pe la noi, Nelson. De la mine asta. Hai să-i trimite pe curier. Hai, da, hai sus, să vedem ce trimite lui Nelson. Nu, Nelson. Vedeu, vreau. Bogdan, da, bicara alea. Sută, tira de mzumi. Nu, numai că plecăm. E ușoară? E greu, frate, ce e aici? Carne. Numai din aia, zi, rânză. Vorbim din zi. Hai, ia și ăsta. Ia și ăsta. Hai. Dă-te mașina. Vezi să nu-l uiți pe frate tu. Vezi că ți-a adus el ce a putut. Da, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dar de ce nu mergi Bogdane? Să facă mâncare? Bravo, vezi, frate, vă mulțumim. Ne-a sunat patroana, patroana tu ne verifică. Și prieteni, am revenit aici de la Stehaia cu Leo. Am ajuns acasă, prieteni, l-am găsit pe nepoțelul meu ăsta, pe David. Dar nepoțelul ăla butelioș ca unde e? La Severin, cred că îl chemăm mâine să vină. E un șmecher de la Drobeta. Dar el, băiatul ăsta, crezi cu mare prieteni de când nu l-am mai văzut eu. Păi da, m-am mai lăsat. De când nu mai umblă cu mine la București, s-a mutat la Stehaia. Nu, dar ce crezi? De ce spun fața tare? Denis are 9 ani și sunt mai înalt decât el, care am 7 ani. Măi, David, de aici te-ai mutat tu la Stehaia? David? La ce ești? Că am curte, pot să ies că... Vreau în curte, mă mai dau cu tătieta, mai bag un fotbal, da, minge. Dar cu cine joci? Singur? Păi singur, fac antrenament de la de pase. A, deja. O să le angajăm pe Cătă să joace fotbal cu noi fiecare zi. Uitați, da. Am găsit-o aici și pe patroana, prieten. Bună țara, prieten, bună țara. Da? Tu ești cameramanul lui patroana. Nu e adevărat, m-am... Măi, mamă, măi, mama, am făcut curat, am crezut că a dus o femeie. Ia pune pe patroana, auzi. Am făcut și eu curat, că am crezut că aduci și o femeie și tu, onoră. Cum aduc o femeie și eu? Onoră. O femeie? Da. Păi n-am avut loc de la bagaj, au zis persoana. N-am avut loc pe bune în mașină, n-am avut loc deloc. Ai un bagaj? Da. Cu ce și... bagaj ai adus, mamă? Și... Ai mai lăsat și la pisic, tigăile, crătițele. Unde aia acolo? Unde frigi pe ea grătarul? La Cristi. Păi ce ai carne, acum să n-ai pe ce frigi. Lasă-mă că nu mai ai. Frigi Cristi cu patronul ăla lui, cum îl cheamă? Cu cine? A, cu colegul prietenul ăla lui. Da, nu, dar de ce s-a operat? Ce e un lap tare? Nu, problema e ca să vină motorină, 1,5 milion dus, 1,5 milion întors. Păi aia-i teabă. Hai să-i. Aia-i teabă, dar el a zis că e bun lap. Păi ca să se ducă friptoza aia, nu vrei? Păi de ce e bun lap? Da, nu mai mă duc la București, nu mai intre pe friptoză de acolo. Patroana de hernie de fasole. Cine? Cristi. Problema e dacă vin de Cristi. Hernie de fasole. E că luară COVID-ul toți. Nu o face Cristi, da, asta. Cristi e finul meu, nu e adevărat. Luară COVID. Dar am lăsat toate lucrurile alea la el, că acum dacă voi merge și eu la București și am treabă, voi sta la Cristi. Așa, da. Nu ne-a băgat. Da. A cerut să o ia pe Olga să doarmă și la el. Păi când da. Era greu, când erai tu la spital. Era frică că îl mănâncă Olga. Mamă, Doamne, era frică nu, că... Nu, era frică că îi fură banii, că atunci că ieși pe voi, în nu America și-a dat un bani. Mă primește singur. Pe cine da? Păi da, nu vrea că voi vrei să veniți și voi după mine. Adică dacă e să mă duc la Cristi, vin cu ciur cu tot. Doamne, ferește, dar să vorbească oamenii de tine ceva, n-ai auzit ce zice Dana.
Că vorbește prostii, n-ai ce căutat la... Las-o pe Dana, ce caut... zice... la Cristi, ce-a făcut de râs Dana, ce-a pus. Zice și ea, nu e caz. N-ai, mamă, ce căută, ce mai cauți tu la bărbați acolo? Stai la casă, la tine aici, ți-am găsit o țigancă eu. Și cum, să mor săracă? V-am găsit o țigancă la tine, așa bogat. Ce faci bogat la București? Ce te-a zis și eu la celălalt? Ce ți-am găsit o țigancă să fii bogat? Cu garbe, cu tăștia. Tu vrei să iei pare romniga zi, fără garbe. Nu, am stat și m-am gândit, mâine dimineață te duc la spitalul de patrân. De ce? De ce? Acolo merit să stai. Că n-aduci gazii aici? Păi mă obligi pe mine pe cine să iau de nevastă. Eu nu vreau să-ți mai aduci. Eu vedeți, prieteni, din cauza asta m-a chemat la Strehaia. Auzi să mă însoare ea cu o țigancă. Prieteni, eu nu mai vreau să ia el... Are trei pe listă. Să mai ia el romni gazii, care domnul lor gazia. Bă, cătă, ce faci acolo? Dormi? Nu, patron, am adus către tine. Eu nu mai vreau să ia... David, dați singur să vorbesc eu. David, nu te-am vorbit. Eu nu vreau să mai ia Leo Romni Gazii, care dă unul orgaja, și vreau să ia țigan pe el. Cu galben, agățâte cu țalbă. E, vedeți de ce m-a adus acasă prieten care îmi spuneți toți, du-te la patroana. Auzi să mă însoare. Ei, să vezi tu mâine ce ți-am găsit. Păi tu n-ai văzut și patroana, am și o întrebare. Da. Vrei tu să fii fericită sau el? El să fie fericită. Pa, atunci, i-a găsit lasă-l... una tânără, lasă-l dar nu-ți spui să le apata. Cine vrea. Să le apata, e carenata, exact. E carenata aia. Da, dar nu mai țipa. Când ai vezi, oare păi, părul lung aici. Păi lasă să ia pe cine vrea. Da, da, aia numai să te ia apata. Fuse lungi? Păi cum? Dar ia-o tu aceea ție. Dar și mamă, are un copil mic de un an jumătate. Le-au și pe copil. Ia și pe copil? Are un copil, bă, asta, tate, nu mint. Are un copil de un an jumătate. Și aia patron, e tânără. Patroană, fără supărare, dar trebuie să-l lași să... Eu am zis, ține copilul. Tu ține copilul, numai să ia. Vedeți, prieteni, când a găsit patrona din cauza asta, merge acasă. Ne întâlnim la o cafea mâine să nu spui nimic, ca să taci din gură. Să stai cu noi pe scaun și să bei cafea. Pe patroană, tu ne-ai auzit că m-am însurat. Ce însurat? Cu cine te-ai însurat? Cu această femeie. Iară spui această femeie. Bă, nu, nu mi-a plăcut. Așa am rămas singur. Știi de ce nu mi-a plăcut? De ce? De ce stăte așa cu picior? Uite așa. Așa? Așa, trebuia să stă așa, poziție de drept, așa, da, prieteni, eu sunt nevasta lui Leo, l-am luat pe Leo, îmi place de el, nu faci sexy. A spus sexy, nu era rușine că aude bine. Patroană, vrei să spun eu de ce stătea așa? A spus sexy, ea nu știa că urmăresc eu toate astea. Patroană n-avea cameraman. Nu știe nici acum. Păi eu am urmărit tot. Păi și-am văzut că a ținut piciorul peste picior și zicea din... Păi asta... Leo, îți place sex? Așa trebuie să spună. Glumea, glumea și ea, patroană. Patroană, eu cu Leo ne-am gândit să ne strângem banii zi de zi să ne facem studio de muzică. Bravo. Să nu mai îmi trebuie muzică, nu mai îmi trebuie nimic. Patroană, eu învăț să fac piese, să editez și, și să mixez. Și fac nu mai, mamă, nu mai îmi trebuie, mă duc să mă culc. Bine patroană. Că am așteptat pe Leo să fie sănătos. Să ia o țigancă muierii care îi place lui, nu-l oblig eu, prieteni. Dar eu i-am găsit una. Dacă, bine, da. Dacă vrei să te ia, aia e mai, e mai tânără. Aia e mai tânără, lasă nevasta, că nu-i nevaia pentru tine. Păi și ce asta e pentru tine, care am găsit-o eu. Păi cum, patronă, de ce vorbești așa acum? Că iară plec de acasă. Mă, mamă, când ai vede... Gata, plec mine dimineața, tu plec. Când ai vede fata asta... Nu mă interesează. Dar mai tânără n-am ca tine. Nu mă interesează, patronă. Patroana, gata, lasă, la las, gata, lasă, las, dormi cu el azi noapte aici? Da, doamne. Tu aici dormi dacă vrei să-l las, gata, mă duc la culcare. Stai puțin! Mă duc la culcare. Vreau să transmit lui Nelson că vii să mă susții. Sunt cu Nelson în luptă, în cușcă, la Eric Chef. Păi de ce te-ai certat? Uite, trebuie să mă duc cu el să mă bat în ring, patroana. De ce Nesto te-ai certat cu el? Pentru ce? Cu Nelson Mondial. Eu nu știu că cătă m-a pus pe el, cu el pe TikTok. Păi știi ce a vorbit Nelson de tine, patroană? Mie a vorbit frumos, mamă, om. Nu. Dacă ne-ai mers la pușcărie ce a vorbit de tine, ce a zis că tu ești aia bătrână care pura banii de la stat. Da, să poate așa, Nesi. Nesi. Păi Nesi.
Noi nu n-am furat banii de-am făcut pușcărie, bagă de seamă, nu te ține mărescă și noi ne țineam. Păi era furat banii, era furat banii, patronul, că el nu plătește taxe. Nu mai mă lasă un mesiu. Noi nu ne ținem măreți, noi am avut bani de n-avea nima și noi nu ne țineam măreți. Când dai bani mulți, nu trebuie să te ții măreți, să vorbești cu toată lumea mai frumos. Să nu-ți bagi joc de lume, să nu te cerți cu lumea, când dai bani mulți. Că nu-i bine să te cerți, că dacă te cerți, faci rău, pierzi bani. Să fii mai bun cu toată lumea, că fiindcă ai bani mulți. Păi de unde are bani mulți patronă și îl ia pe lună cât ea? Cerșește de la lume. Lasă-mă că nu mai vorbi de om, nu-mi place acum, am post să te mai cer. E post. E post. Te rog frumos, lasă-l. Iartă-l pe Nesti că e mai bătrân. Patronă? Da. Nesti. Nesti. Zice patronă Nesti. Îi spune lui Leo să te iartă, să nu mai se ceartă cu tine, să termină balamucul ăsta. Că e post. Tu ești om bătrân, nu știi că în post nu trebuie să te cerți. E postul, Nesti. E postul Paștelui. Nesti, te aștept în luptă. Nu, gata, am terminat. Mersul Modiaru, te aștept. Nu mama. Pe bune și patrona mă susține. Nu mama. Te aștept dacă ești șmecher. Nu, nu spune tu, nu mă duc, Doamne, că nu mă bag, nu mă iau eu după ce spune ăla. Gata, gata, mama. Băi, Nesti, Nesti, mumia bătrână. Mă taci, mă. Acceptă provocarea să ne luptăm în ring. Așa, acum, la... E postul Paștelui. E postul Paștelui, dar trebuie să se lupte cu mine. Iartă-l, te iartă și pe tine Dumnezeu. Să mă ierte Dumnezeu. Dumnezeu de aia te-a sculat că ai iertat multă lume. Ai iertat multă lume. Și ai făcut bine la multă lume. Păi și de aia Dumnezeu te-a ajutat de ăștia cu cineva. Patronă, și cum să le iert eu pe Nesti Mondial? Mamă, stai să-ți spun. Da. Sănătatea, libertatea e mai mult ca bani. Poți să aibă oamenii o cameră de asta bani. Tu știi ce bani ai avut tu și tatăl tău și eu? Câți galbeni, câți bani. Și sănătatea, libertatea e mai mare ca tot. Patronă, dar ea spune că zice că sunt sărac. Ascultă-mă, Nesti, a murit bărbatul meu la 54 de ani. A făcut infar și a murit. Și bărbatul meu n-a făcut rău la nimeni, să știi, Nesti. Era cea mai om bun, vorbea frumos cu toată lumea. Îl știe toată România pe bărbatul meu. Și vezi, a murit tânăr și îl iubește lumea și astăzi. Să nu faci rău, nu mai vorbi rău, nu te certa cu copilul meu, că fiindcă e bogat, ai bani mulți, nu-ți bate joc de oameni când le vezi năcăjiți. Și mai ales la năcat. Că dacă oamenii le vezi la năcat și le bârfești, nu-i bine. Așa e, patron. Nu-i bine. Uite, așa m-a bârfit pe mine multă lume. Și toți care m-a bârfit a dat de rău. A dat de rău toți care m-a bârfit. Că eu sunt femeie văduvă, sunt femeie năcăjită. Am stat în lăcrimi, am stat în suspini. Nu-i bine să-ți bagi joc de omul care îl vezi năcăjit. Și mai ales de Leo că a fost la spitale. Și are atâta operații. Și a fost la pușcărie, vrea să meargă și la să nu-ți mai bagi joc de copilul meu, că copilul meu are multe operații. Auziși? Că deci Nelson Mondialu... Te aștept în gala Eric Sef ca să-ți rup fața de mumie bătrână. Atât, gata, 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 destul. Gata, lasă-te de copil, nu te mai certa. Nu te mai certa cu el. Să te arăt și pe tine, vedențele, da, cameramanul, prieten. Da, prieten, sunt cameramanul lui Leo, Cătălin de la Strehaia. Da, Totorini, da. Mă zi, Totorino. Pe Leo, Totorino. Pentru tine, ca să fiu camera ta, cameramanul tău, m-am dezangajat de la patrona. Iată să te arăt, să mai filmăm pe aici. Ce? Mihai, bă, ia stai, că pe tine nu te-am luat. Gata, papa, noapte. De la Mihela să vorbească de la Mihela. Prieteni, vedem mâine ce schimbări mai facem, ce planuri mai facem, că în seara asta... Păi mi-a făcut patronul meu planul, că a găsit o țigară. Eu nu sunt de acord, tu trebuie să alegi ce-ți place ție, nu mă bag. Nu pot să mă bag. Așa, Leo, ce zici? O să iei țigan care ți-a găsit o papana. O să zic că intru în ring cu, în gala de box EXF cu Nelson Mondialu. Băi, dar asta da. E așa un pic. Și ce facem? Tensor sau nu? Și păi mă măsura, mă, ce să mai măsori? Eu măsori de 3 ori pe zi. A, deci tensor. Să vrea patroană. Și... Gata, asta că bă, tată, tu, gata.
Vedem, vedem, Totorine, ca să mai vedem ce mai facem în subiectul. Totorine, ce are acolo în geanta aia? Nu-i dai jos. Nu mai era, acum am filmare. Gata, mamă, destul, că-i noaptea. Gata, Totorine, pa, pa, vă pup, prieteni, și vă iubesc. Să nu uitați să vă abonați la canalul Leo de la Seraia și v-am pupat.